Asta s-ar putea să fie ultimul review pe care îl mai fac cu ceva de la HBO. Nu că nu au chestii faine, dar e o alegere. Bănuiesc că facem asta, nu? Bănuiesc că îmi calc pe cuvinte. Bănuiesc că vorbim de Outsider sezonul 1. Nu cartea, ci serialul făcut de HBO. De la început ai să adresăm niște chestii Unul la mână, da sunt tot aici ca și în Castlevania Și o să fiu tot aici și la Reveo Plus Filmez în aceeași dimineață Și câteodată îmi place să găsesc un unghi Ați văzut că în ultimul timp le mai învârt Și îmi place ăsta astăzi A doua chestie, în Reveul meu pentru Umbre Am spus că Umbre o să fie ultimul Reveu de la HBO. Și nu mă așteptam sincer să fie ceva feedback negativ, dar ok, negativ nu chiar, ci doar oameni care, ei, hey, da de ce, știi? An de zile am lăudat HBO. An de zile am recomandat HBO ca primul go-to. De fiecare dată, și pe live, și aici cu voi, mă știți doar când venea vorba de HBO, Oz, Sopranos, The Wire, Six Feet Under, recomandările mele veneau numai de pe HBO. Sunt multe chestii la mijloc. HBO mi-a dat sin pe Instagram. HBO nu m-a băgat niciodată în seamă. Dar nu e numai asta. Calmați-vă. Asta era că erai bat le, le, Nu, calmați-vă. E și asta. Dar nu numai asta. Și în același timp, la Watchmen, de exemplu, când am făcut clipul cu Watchmen, mi-au dat copyright. Și am zis, să-mi pula, eu am nevoie de reveurile astea mai mult. Deci, fuck it. O să fac de pe Netflix. O să fac de pe Showtime. O să fac de la Apple. Ceea ce o să urmeze. O să fac de la Amazon. Cu ei n-am probleme. Dar e foarte trist. Gândește-te. Netflix costă 50 ceva de lei. Eu mi-am anulat deja subscripția la Netflix că nu am la ce să mă uit. HBO costă 3 euro și ceva, 18 lei, 13 lei, 15 lei. Și dacă ai Digi, cumva există o manevră ca ai gratis. Și ai o grămadă de seriale bune pe HBO. Chiar ai. Mi se părea trist că nu știam ce să recomand dacă nu mă uit la HBO. De exemplu, acum vreau să mă apuc în curând de Bordeaux Empire. Îl am pe listă de foarte mult timp și vreau să mă apuc de el. Și mă gândeam, nu vreau să fiu investit în Bordeaux Empire, să-mi placă foarte mult și să nu vă spun cât de fericită că mă uit la serialul ăsta. Să trebuiască să vorbesc despre Loki sau... That's, that's ok with me sau cum se numește sau I don't know, ar fi fost trist. De exemplu, următoarele seriale despre care cred că o să vorbim este The Morning Show de la Apple, care e foarte bun și îl recomand. Este The Loudest Voice pe care îl găsiți pe HBO, dar nu e făcut de HBO, e făcut de Showtime. Sunt mai multe, știi? Dar în același timp nimic de pe Netflix. De ce pula mea plătim Netflix? Eu nu mai plătesc. Și vă recomand. Că nu aveți ce decât documentare. Documentarele sunt faine, da? Iar pe HBO este Mac Million, care e superb. Un documentar despre McDonald's. Mă gândesc să fac un clip și despre asta. Și în același timp ziceam și de feedback cu oamenilor, știi? Atâția ani când recomand și spui că bă, ăla este go-to, bă, că ți faci cu mâna ta pentru că oamenii vin și spun după aceea, oamenii care te urmăresc de atâți ani, vin și spun, sucre, ai văzut ăla de pe HBO? E HBO, tati? L-am văzut, dar nu vreau să vorbesc despre. Ceea ce nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect pentru că am eu unele chestii cu ei să nu vorbesc despre seriale foarte bune. Așa că suntem aici astăzi. Hai să nu mai tragem de timp. Hai să vorbim de Outsider, că este un serial, o miniserie, dracu mai știe la ora actuală, speculații, după o carte de Stephen King. Entuziasm pentru serialul ăsta, hai să începem cu începutul, nu am citit cartea. Dar părea foarte interesant și părea foarte bine făcut. Și din trailer, dar și din primul episod, mi-a adus aminte de ceva. True Detective și iubesc True Detective. Mai puțin sezonul 2. Sezonul 2 nu există, nu vorbim despre el. Când a început primul episod, m-a puit. Eram ok. Se mișcă încet, e filmat superb, îs investit în personaje și îmi place povestea. Și îmi place și twistul supernatural. Asta după primul episod. La al doilea episod eram ok, încă bagă carbune, Îmi place. Move on. Îmi place. Let's go. La al treilea episod eram, oh nu, o să aibă final nașpa. O, nu, cam tragem de timp. Ultimele, ok, deci ultimul episod, da? Și după aia sunt că trei. Astea trei, până la ultimul episod când e concluzia, pentru mine au fost destul de rele. Mi s-a părut că atâta trage de timp, îți dă cu lingurița, ți-l arată pe bulangiu ăla care nu se scarpină și am... Mm. Mă rog, despre asta mai târziu. Ideea e că am fost entuziasmat și am fost curios, dar nu știam nimic despre carte și am zis că mă arunc să văd cum e. Când vine vorba de actori, îl avem pe actorul, pe domnul ăsta pe care l-am văzut, cred că în Star Wars, dacă nu, l-am văzut în Ready Player One. Cred că e și în Star Wars. Mi-a plăcut de el a condus cum trebuie serialul ăsta. Nu e singurul actor care conduce serialul ăsta, da? Dar mi-a plăcut de el ca polițai investigator detectiv din ăsta sceptic, care nu crede în supernatural, nu crede în multe chestii, el e foarte liniar, dovezile sunt acolo, let's fucking go. Mi-a plăcut de nevastă sa foarte mult. Dinamica între cei doi și faptul că s-a întâmplat ceva cu amândoi în trecut și -au arată chestia asta, gen cum se comportă sau cum s-au schimbat ei, super. În același timp intervine la un moment dat o personaj, un personaj, o femeie de culoare care se ocupă cu... Ea e un pic mai private detective, private investigator, știi? Adică pe ea o chem numai dacă e necesar care are un simț al observației foarte dezvoltat. E un, ca un fel de computer, dacă vrei. Dar în rest mai sunt personaje pe care le-am apreciat pe tot parcursul acestui serial. Pentru că sunt dezvoltate foarte bine, cum am obișnuit și în cărțile lui Stephen King. Dumai e că nu pot să vorbesc de toate. Nu că spoilere, ci că sunt toate bune. Nu cred că am avut un personaj unde să zic, bă, nu-mi place. Tipa de culoare devine old la un moment dat, pentru că îți dai seama de știi cu ei și atitudinea ei și că e o anxioasă, introvertită și din astea și ești ok, let's move on. Este un tip de la bar unde îi crește povestea în timp, mai ales în ultimul episod, un tip care are un bar de striptease sau ceva, care a fost mișto. Și desigur, colegii de poliție, de brazlă, care sunt sceptici și nu prea și atunci ai o discuție sănătoasă, teorii sănătoase între ei. Personajele sunt bune. La sute zile pentru mine, Outsider a fost un serial care m-a ținut legat de scaun și la un moment dat mi-a dat drumul când nu știam am căzut și mi-am făcut un cap de parchet și așa m-a durut să-mi Cum am spus, ultimele trei înainte de ultimul episod, da? Ultimele trei înainte de ultimul episod. Ți le dă cu lingurița. Există o forță, există un mutant, există o chestie, știi, care... zi uh, zi, omoară copii, controlează chestia asta, nu spoiler, asta știi din trailere. Controlează alți oameni, dacă îi atinge pișcă, nu știu, e totul foarte misterios în legătură cu el. Și atâta ți-o dă cu lingurița, îl arată puțin la finalul episodului, îl arată prin public sau ceva, cu glugă, îl arată oamenii pe care îi controlează, în ce stadii sunt, încât... Ce se întâmplă? Și în ultimele trei episoade mă întrebam de ce suntem încă aici. Când dai cu lingurița și e destul de avie și ce se întâmplă, nu cred că mai trebuie atâta investigație. Într-un detective totul era foarte frumos, știi? erau interviurile separate cu Matthew McConaughey sau ăla altul pe care Woody Harrelson. Erau evenimentele care se întâmplau în mai multe timeline-uri și erai investit. În timp aici nu ești atât de investit, că e totul liniar, câteodată încearcă să mai jongleze printre timeline-uri, dar ești, de ce faci asta? În schimb, îl pot aprecia e muzica, e atmosfera și e cum e filmat. Cu siguranță este un serial unde s-a tras tare. Să fie cinematic, să fie încadrat superb, fiecare actor când îl vezi îi simți parcă știi feeling-ul, îi sim simți ce vrea să spună doar pentru că e filmat într-un anumit fel, superb. Dacă e să-l laud, am cum să-l laud. Pot să-l laud serialul ăsta o oră jumate dacă vreau. Dar din păcate povestea îl trage în jos. Am pățit asta când am văzut și 1917 filmul. Destul de laudat, nominalizat la Oscar, m-am dus la cinema. Toată lumea vorbea despre faptul că este filmat one shot. Ce muncă au depus oamenii ăștia să-l filmeze one shot. Ceea ce, într-adevăr, este, cum am zis, este ceva foarte wow. Dar povestea îl trage în jos, pentru că povestea e una basic de armată, de soldați, de, cap, de pretenie, de alea, alea și să ajungi din punctul A în punctul B. Am mai văzut asta. vede Private, Ryan și multe altele. Fury mi-a dat un film mai interesant de război. Hexel Ridge mi-a dat un film mai interesant de război, dat despre 1917 mai mult în Reveo Plus. La fel și aici, este filmat superb, atmosfera e superbă, personajele sunt foarte bine dezvoltate, deci poți să adaug plusuri câte vrei tu, Are un mare minus povestea. Povestea te prinde la început. E o entitate din asta care omoară copii, nu? Ești, wow, dă-te dracu. În același timp, această entitate poate să, iei orice formă. Poate să arate ca tine, poate să arate ca mine. Wow, dă-te dracu. Până când? A un moment dat, în Stephen King style, ca și la Under the Dome și multe altele, povestea se oprește ca să-ți dezvolte personajele. Ți-a prezentat situația și acum îți arată, ok, Ăștia sunt eroi sau personajele noastre care o să se confrunte cu această situație. Și după aceea, la final, vine să ne batem cu situația. Și există o mare build-up. Mai ales în mijloc. Da? Când începe bine, ai pornit, știi, de start, În mijloc ne oprim. Pentru că trebuie să dezvoltăm toate personajele astea și cum o să procedeze fiecare în situația de aici da? Și un build-up așa de mare încât când ajungem aici, ăsta e finalul, concluzia, ai așteptări. Că frate, tragem de timp de trei episoade, frate, vreau să văd dacă ajunge la monstru, ce, ce e monstru, de fapt, de unde vine misterul, știi? Și când ajunge... Ei, unde... Întoarce-te înapoi! Păi, nu o faci așa de rapid ca prima oară, ca introduce... Asta trebuie un pic mai multă explicație, alo! Deci da, pentru mine finalul a fost destul de rău. Și cam asta e. O să vorbim un pic de spoilere acum. Pentru că știu că vreți. Și și eu vreau. Pentru că e un detaliu acolo, știi? Dar mai întâi să-i dăm ratingul. Huh, nu a fost un serial rău. M-am simțit bine, am așteptat un episod în fiecare săptămână. Dar cu siguranță nu o să fie un serial pe care o să-l mai verific în timp sau să-l mai menționez în timp. Cum menționez True Detective acum, de exemplu. Deci pentru mine, Outsider primește scut complet pare rău, știu că este serialul vostru preferat pe anul ăsta, a meu nu. Nu cred că intră nici în top 5, sincer, da, nici pe lângă Dracula sau Hunters, I know. Dar în același timp nu-mi pare rău că l-am văzut și sunt foarte entuziasmat acum să citesc cartea. Spoiler Zone, Danger Zone, Spoiler Zone, 1, 2, 3 și... La final, pentru cei care ați văzut deja serialul. La final se duc în peșteră și îl găsesc pe Bulangeu Și tu, pe tot parcursul serialului, ai niște întrebări, nu? De unde vine bulangiu ăsta? Ce putere are, de fapt? Pentru că îl tot vedem, știi, pe parcursul serialului, că mănâncă, se aud niște sunete, știi? Îl filmează de la spate, te gândești, bă, ăsta, cred că își rupe fața și e un monstru, are niște dinți, u, cum o să se confrunte niște oameni normal cu asta? Ajung în peșteră, îl bat un pic, îl întind pe jos și poliția îi aruncă cu un chetroi în cap. Bos, ăsta mâncau oameni. Ăsta controla oameni. Să avea o putere foarte mare. Și nici măcar nu era foarte slăbit acolo. Că nu era desfigurat total. Îs confuz. Înțelegi? Am rămas cu mai multe întrebări, deși ei au zis avem toate răspunsurile astea pentru tine. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? l-am găsit pe fraier. Uh, 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 uh. Dar de unde vine fraierul? De ce asta? De ce asta? De ce e slăbit acum dacă pe tot parcursul serialului mi-ați arătat că e slăbit atunci când îi se desfigurează toată fața? Și e flământ. De ce nu va pișca pe tot să vă controleze momentul ăla? De ce nu s-a jucat cu imaginația voastră ca să vă arate ce drag și toate astea? E alo, tot serialul ne-a prezentat atâtea puteri și cum se joacă cu, cu toată echipa asta Dar în momentul când sunteți față față, când ar trebui să fie cel mai tare Asta a fost ca în it în pula mea, când s-au dus la clovnă în peșteră și au zis Nu ne este frică de tine și clovnă După ce omora în stânga și în dreapta au zis ai, bă, speriați-vă un pic Și după aia au început să idee bully Început să idee bully, gen Ești un clovn, nu ești nimic Dani Mocan, sora lui Dani Mocan și nu mai faceți asta? Așa s-a întâmplat și aici, eram... Păi, alo? Chiar nu vede nimeni nimic și cu asta? Că am stat pe build pe un serial întreg ca să primim nimic la final? Ok. Bă, n că am eu o problemă. Ce scuze, cel mai bun serial la noastră. asta, a fost o problemă foarte mare de-a mea, în schimb mi-a plăcut un easter egg. nu știu câți l-au prins sau nu știu câți au știut ce este. Eu n-am citit Doctor Sleep, dar uh, am văzut filmul, l-am văzut de două ori, l-am văzut odată la cinema și l-am am văzut și varianta aia, știi, director scata aia de trei ore. Mi-a plăcut Doctor Sleep, a fost frumos anul trecut. În Doctor Sleep, pentru cei care nu știți, povestea este că există un grup de oameni care se hrănesc cu The Shine. The Shine, adică strălucirea, ce avea și copilul din The Shining, ce aveau mai mulți, de fapt, în universul lui Stephen King. La final, monstrul ăsta spune că el se hrănește cu ceva de genul The Glow. Nu cred că zice The Shine, zice The Glow, știi? Și după aceea cineva cred că întreabă... Așa mi-aduc aminte. Cineva cred că întreabă, dar de ce copii mă nemernicule? Și el spune, they taste sweeter. Și asta m-a trimis direct în Doctor Sleep, că și acolo cred că e un... E, e un Moment din ăsta în care grupul ăla de oameni care mănâncă copii și toate astea spun că copiii de taste sweeter s-au auzit, pișătoarea mea, Google Home, air freshener. Deci da, ăsta a fost un easter pentru mine ca și cum monstrul ar fi din universul The Shining și Stephen King și Doctor Sleep și mi s-a părut drăguț. Atât în legătură cu finalul. Aștept și teoriile voastre, cu spoilere bănuiesc. Dar dacă scrieți spoilere, măcar scrieți sus, nu fiți bulangii. Măcar scrieți mare înainte, știi, să intrați în text, scrieți spoilere, că unii oameni nu l-au văzut, ok? Nu fiți bulangii, hai, hai, fiți băieți faini. Și aștept și teoriile voastre, dacă ați văzut ceva ce n-am observat eu, de ce nu? Ai văzut Outsider? Ce crezi tu despre el? Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor. Nu mă întrebați nimic de încredițin, eu sper că asta să fie ultimul, să fie miniserie, să nu fie continuare atât, atât, serios.